Ea e de-a noastră și face senzație peste hotare. Modelul moldovean Aliona Chitoroagă s-a clasat în top 3 în cadrul concursului televizat Miss Multiverse, care s-a desfășurat tocmai în Republica Dominicană, iar show-ul va fi difuzat în America Latină. Cum a ajuns tânăra din Călăraș pe alt continent, aflăm din reportaj. Aplausos para la ganadora de Miss Universe 2019, Miss Moldova! Timp de 20 de zile, moldoveanca noastră, originară din Sipoteni, a luptat pentru marele titlu de Miss Multiverse, concurând cu reprezentantele a altor 30 de țări. Show-ul televizat a fost o competiție cruntă pe bază de eliminare. A fost o experiență unică din motiv că a fost diferit decât celelalte concursuri. A fost un TV show care, desigur, va fi regizat și va fi pus pe post în America Latină. Am avut în jur de 20 de probe în decurs de 21 de zile. Au fost probe intelectuale, probe sociale, probe de caritate, sportive. A fost așa un concurs greu, cu picioare luxate și dar totuși o experiență unică. Mi-am împins limitele la maxim. În marea finală, moldoveanca noastră s-a ales cu locul 3, obținând titlul de Miss Megaverse. Sunt probabil unica moldoveancă care am reprezentat țara în atâtea concursuri și, să zic așa, sunt o imagine mai cunoscută în domeniul acesta și m-au contactat. Știu că au mai fost câteva fete, dar noi am fost supuse unui test, să zic așa, la telefon. Până acum aceasta a participat la numeroase competiții de acest gen, cunoaște 6 limbi, dar oriunde ar merge, nu uită de unde a pornit. Mereu în valiza mea, de fapt, nu numai la concursuri. Eu călătoresc foarte mult, dar în valiză întotdeauna am drapelul Republicii Moldova, pentru că nu știu unde mă mai duce viața, pe ce vârf de munte și neapărat trebuie să pun drapelul acolo. Am participat la London Fashion Week, Istanbul Fashion Week, am și câteva publicități, videoclipuri, am jucat și în filme, un pic roluri secundare. Înseamnă mult pentru că am muncit foarte mult pentru a o primi și mi-a adus titlul de Miss Megaverse. Ne mândrim cu moldovenii care ne fac țara renumită, iar Aliona ne demonstrează că se poate dacă se vrea și știm că vom mai auzi de ea.